Capitolul 6, cuvântul Domnului ne vorbește astfel, începând de la versetul 19. Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia minte la rugăciunea robului tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face robul tău. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele tău. Ascultă rugăciunea pe care face robul tău în locul acesta. Ascultă cererile robului tău și ale poporului tău Israel când se va ruga în locul acesta. Ascultă-l din locul locuinței tale din ceruri. Ascultă și iartă. Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și se va pune peste el un jurământ ca să-l facă să jure și dacă va veni să jure înainte altarului tău în caz aceasta, ascultă-l din ceruri. Lucrează și judecă pe robii tăi, osândește pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui, fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăția lui. Și când poporul tău Israel va fi bătut de vrășmași pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se va întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului tău și adu-i înapoi, și adu-i în țara pe care ai dat-o lor și părinților lor. Și când cerul va fi închis și nu va fi ploaie din pricina păcatelor lor împotriva ta, dacă se vor ruga în acest loc și vor da slavă numelui tău și dacă se vor întoarce de la păcatele lor pentru că ei fi pedepsit, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor tăi, al poporului tău Israel, învață-i calea cea bună în care trebuie să meargă și trimite ploaie pe pământ, pe pământul pe care l-ai dat moștenire poporului tău. Amin. Ocupați locurile. Iubiții Domnului, mai întâi de toate vreau să aduc salutări de la restul fraților care au rămas la Roma. Domnul să vă binecuvinteze și transmitem har și pacea Domnului peste adunarea sau peste noua adunare din Val Fenera. Mă bucur în Domnul că sunt aproximativ 22 de ani că pe unii din voi, cel puțin pe fratele Alois, pe unii din voi vă cunosc mai bine, pe alții mai puțin, am văzut frați care au venit pe aici, au plecat, că așa suntem noi, străini și călători în lumea aceasta. Dar mulțumim Domnului că Dumnezeu a pus în inimile noastre o nădejde, adică ceea ce de fapt și Avram a avut, adică să căutăm patria aceasta cerească, binecuvântat să fie numele Domnului. Și văd că nădejdea aceasta, spune cuvântul că nădejdea aceasta de fapt nu înșală. Nu înșală pentru că, uite, dragostea lui Dumnezeu ne unește. Dacă nădejduim în cele de sus, uite că Dumnezeu așa lucrează și ne unește mărire Domnului. Și ne face să ne mai întâlnim, să ne mai vedem și să nădejduim în lucrurile de sus, care nu vor pieri niciodată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar în această dimineață, fratele Cornel a împărtășit că am avut așa binecuvântare să participăm și la binecuvântarea fetiței, să participăm și la deschiderea acestei adunări, să cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze locul acesta de unde va fi chemat numele Domnului. Este un loc pământesc. Și cuvântul ne îndeamnă, zice, nădăjduiți la cele de sus, dar ce facem cu cele de jos? Le neglijăm? Ne facem că nu știm de ele, ne facem că nu auzim de ele. Uitați că cuvântul Domnului în textul pe care este rugăciunea lui Solomon, pe care Solomon o îndreaptă spre Dumnezeu, că atunci când va fi o problemă, atunci când va fi o greșeală, atunci când va fi un păcat, atunci când poporul tău va veni într-un loc anume, spune cuvântul, tu din cerul ascultă-i. Amin. Tu din ceruri ascultă-i. Și vine Domnul Iisus pe altă parte și spune, zice, acolo unde doi sau trei sunt adunați la un loc, spune Domnul că este chemat numele și eu, zice, sunt prezent cu voi. Amin. Dar să nu neglijăm locul de închinare unde adunarea, noi toți la adunare, noi toți formăm adunarea întâilor născuți, unde trebuie să fim un singur trup. Unde trebuie să fim mai multe mădulare, dar un singur trup și într-un gând viu să chemăm numele Domnului, binecuvântat să fie numele Lui. Mi-aduc aminte de David. Mi-aduc aminte de David că
Faptul că s-a construit un templu la Ierusalim, un loc unde numele Domnului să fie chemat, pornește de la un gând. Și fratele Marcu vorbea sabatul trecut, mi se pare, la Roma, despre desăvârșirea gândurilor. Cum gândurile noastre pot să ia amploare sau pot să se definească în acțiuni bune sau acțiuni rele? În acțiuni negative și în acțiuni pozitive, de la gândurile noastre. Putem să dăm naștere la rău, cum putem să dăm naștere la bine. Și faptul că cuvântul ne îndeamnă că noi, de fapt, am fost chemați să binecuvântăm, amin? Noi am fost chemați să fim oameni sub călăuzirea Duhului Sfânt și să dăm naștere gândurilor bune. Gândurilor care Dumnezeu este de acord cu ele și Domnul să ne ajute. Și David, într-o împrejurare, stă cu în patul lui, după ce și-a terminat palatul, casa regală, și parcă Dumnezeu îi vorbește, zic eu, sau gândurile care se nasc, le adresează lui Natan și îi spune, zice, uite, bă, am de gând să construiesc o casă Domnului. Am de gând să construiesc un loc de închinare. Cum? Zice. Păi, împăratul și-a făcut casă cu aranjamente și cu tot felul de lucruri prețioase. Și locuiește într-un loc luxos și gândul lui zice, probabil, Domnul n-are o casă. Sau n-are un loc. Sigur că Dumnezeu stă de vorbă cu el, zice, dar de când v-am eliberat eu din Egipt? V-am cerut eu lucrul ăsta să-mi construiți o casă? Sau am avut eu nevoie? Dumnezeu locuiește în astfel de locuri? Dar n-am fost eu cu omul de jos, adică în corturi, în pustie, n-am fost eu cu voi? Mărire Domnului, ce minunat este Domnul. Totuși, Dumnezeu preia gândul lui David. Preia gândul lui David și știți în ce îl transformă? În realitate. Binecuvântat să fie numele Domnului. Gândul lui David, chiar dacă nu s-a dus la împlinirea cuvântului așa cum el o dorit, dar Dumnezeu a binecuvântat intenția lui David, a binecuvântat gândul lui David, a binecuvântat casa lui David și a zis că casa ta va fi binecuvântată pe vecie. Astăzi aș vrea ca să înțelegem că Dumnezeu, nu știu a cui a fost gândul, dar indiferent a cui a fost, nu cred că a fost a unui singur, pentru că noi toți la o altă formăm adunare, amin? Și Dumnezeu a binecuvântat cu un loc de închinare. Iubiții mei, nu este mai mare binecuvântare. Fratele Cornel spunea, cea mai mare binecuvântare este viața. Spuneam într-o împrejurare, acum 3 săptămâni, parcă la adunarea din Gheață, acolo unde slujesc din când în când, spuneam, zice, pentru mine cea mai mare binecuvântare este aceea de a veni în Gheața la slujire. Să te deplasezi, cea mai mare. Auzi, fiecare avem binecuvântări diferite. Ceea ce este important, să ne implicăm în lucrarea de slujire și să ne implicăm în construirea casei lui Dumnezeu, atât pământești cât și spirituale. Noi, viața noastră. Ca să facem ceva pentru noi și să facem ceva după cuvântul Domnului. Și să ne dăm interesul și să ne implicăm în lucrarea de slujire pentru că este voia lui Dumnezeu și sunt binecuvântări nespus de mari. Știți că vine într-o împrejurare când chivotul era undeva separat. Nu mi-aduc acum aminte numele, dar poate că mă ajutați voi. Și când David a auzit că o binecuvântat casa lui, Obed-Edom. Chivotul era la Obed-Edom. Și Dumnezeu, prin faptul că a primit chivotul, zice că Dumnezeu ce să întâmplă? O binecuvântat casa lui Obed-Edom. Și David a vrut cu orice preț să fie binecuvântată și casa lui. Și a dus chivotul în locul pe care până la urmă Domnul a binecuvântat. Haideți să dorim. Să avem această dorință în inimă, pentru că Dumnezeu nu lasă nerăsplătit. Credeți lucrul ăsta. Dumnezeu binecuvintează fiecare efort pe care noi îl facem, fiecare gând pe care îl ducem la desăvârșire, fiecare intenție bună, Dumnezeu binecuvintează și ne răsplătește la fiecare. Facă bunul Dumnezeu ca Duhul Său cel Sfânt să atingă inimile noastre, să ne modeleze, să fim constructori desăvârșiți după voia lui Dumnezeu. Amin? Păi să fim constructori de casă. Am fost aici la voi, nu știu, cred că e a patrulea loc.
două la Tortona, dacă nu mă greșesc, unul la Pavia și uită că altul aici la Val Fenera. Am avut această binecuvântare în toți acești ani și o numesc o binecuvântare, că toate celelalte s-au dus. Toate lucrurile parcă ne dispar din mâini, dar uite, amintirile astea, slujirile, implicările, cântările, cerile noastre, părtășirile noastre la oaltă, sunt lucruri pe care ne rămân în inima noastră și în viața noastră. Și cel mai mult și mai important este locul de unde este chemat numele Domnului. Cum se vor mântui, spunea fratele Cornel? Cum se vor pocăi oamenii dacă nu aud cuvântul și dacă nu este propovăduit adevărul? Cum vor veni oamenii la pocăință dacă nu există un loc unde să vină să asculte numele, să asculte cuvântul lui Dumnezeu? Ce credeți, că nu sunt suflete care au nevoie de mântuire? Nu sunt suflete care au nevoie de pocăință și pocăință avem nevoie cu toții, dar sunt suflete care Dumnezeu îi are în planul Său ca să-i întoarcă la mântuire. Și aș dori ca bunul Dumnezeu să lucreze și aici în Val Fenera. Să atingă inimile pe care Dumnezeu îi are în plan. Că nimeni nu vine la Tatăl, nimeni nu vine la mine, spune Domnul Iisus, dacă nu este atras de Tatăl. Dar Tatăl atrage că dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, să fie salvați. Glorie Domnului! Și nu cred că e la voia întâmplării că Dumnezeu vă dăruit această binecuvântare. Acest loc. Pentru că Dumnezeu vrea să mulțească poporul. Dumnezeu vrea să ducă oameni la pocăință, la mântuire. Dumnezeu vrea să scoată omenirea din păcat și să-i facă desăvârșiți, să le dăruiască viață veșnică. Și bine este atunci când ne implicăm, atunci când facem eforturi pentru a construi locuri aici pe pământ, de acolo de unde este chemat numele Domnului. Facă bunul Dumnezeu ca gândurile noastre să fie gândurile lui Dumnezeu. Implicarea noastră în a sluji în adunare, a mai face cât un efort din când în când, vom vedea că Dumnezeu va binecuvânta. Însă există un pericol. Aș vrea să citesc momentul teribil din care unii din Israel, din cartea lui Ieremia, din care unii din Israel s-au ascuns sub acoperișul sinagogii, adunării sau templului. Și oarecum au zis în felul următor, cei din Israel, vreau să citesc din Ieremia, din capitolul 7. Zice, iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului și vestește acolo cuvântul acesta și spune-le. Ascultați cuvântul Domnului toți bărbați ai lui Iuda care intrați pe aceste porți, ca să vă închinați înaintea Domnului. Fiți foarte atenți. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în țara aceasta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele și dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții și dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan, pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre norocirea voastră, numai așa vă voi lăsa ca să locuiți în locul acesta și în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Amin. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că există pericolul ascunderii noastre sub steagul adunării sau sinagogii sau templului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că unii s-au mulțumit doar să vină la adunare. Unii s-au mulțumit doar să-și facă prezența, probabil cu jertfa de peste an, la templu. Unii s-au mulțumit doar cu numele de pocăit, sau de credincios, sau de creștin. Uite că cuvântul Domnului, sau mai bine îți fac o întrebare, credeți că Dumnezeu este mulțumit doar cu acest sigil, sau cu numele acesta, de a fi pocăit, sau de a te prezenta la adunare în fiecare zi de sabat, sau de a te prezenta la sărbători?
Dumnezeu are o judecată în dreptul lui Israel și spune, zice, pentru că cel de sus este cel care vede, este cel care veghează și ne cunoaște și ne știe pe fiecare, zice, numai dacă vă veți îndrepta faptele voastre, numai dacă viața voastră va fi schimbată, numai dacă va fi dragoste între voi, dacă va fi pace, dacă va fi iubire, numai atunci vă voi lăsa să vă puiți în pace în țara aceasta. Binecuvântat Dumnezeu! Domnul să ne întărească, iubiții mei, și să lase Domnul din Duhul Său cel Sfânt peste noi. Să nu ne mulțumim doar cu prezența în adunare, sau cu prezența la o deschidere a adunării, sau cu prezența doar de a sluji. Domnul să ne binecuvinteze și să lase peste noi Duhul Sfințeniei ca să facem fapte vrednice ale pocăinței. Amin? Să facem fapte vrednice de iubire, de dragoste și de pace și să se vadă cu adevărat rodul Duhului Sfânt, rodul luminii în viața noastră. Acestea sunt lucruri care de fapt ne duc spre desăvârșire și gândurile noastre bune să se transforme în gânduri de pace. Am gânduri de pace, spune cuvântul Domnului, cu poporul care se încrede în Domnul și fă voia Domnului. Și credem că în această dimineață, aici în Valfenera, Dumnezeu are acest gând să lase pacea peste cortul acesta. Amin? Să lasă pacea, iubiții mei, peste corturile voastre, peste familiile voastre. Să lasă pacea peste localitatea aceasta și noi suntem așa și un pic mai fără acte, fără anumite lucruri. Noi suntem așa mai oameni recunoscuți și de multe ori ne este frică că vor veni peste noi și ne vor îndepărta și ne vor amenda și să rugăm pe bunul Dumnezeu să se îngrijească El și de lucrarea aceasta. Amin? Să ne ținem în liniște și în pace. La Roma sunt din 2006-2007 aproximativ, când avem adunarea aceasta și n-am avut niciun control. Nu a venit nimeni niciodată. Parcă s-au obișnuit oamenii cu pocăiți acolo, știe că de fapt cântăm, știe că de fapt ne rugăm și nu facem nimic. Și văd că Domnul se îngrijește și de locul acesta, mărire Domnului. Vedeți ce minunat lucrează Domnul. Deci noi trebuie să vorbim despre această experiență și să încurajăm. Să încurajăm, pentru că dacă David nu dădea naștere la gândul acesta de a zidi o casă lui Dumnezeu, probabil că Dumnezeu a avut în plan. Dar uite că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și cineva din locul acesta sigur că a avut gând, băi, nu putem să stăm nepăsători. Trebuie să avem un loc de închinare copiii noștri. Am vorbit așa de frumos, fratele Cornel, tinerilor. Păi trebuie să aibă un loc, acolo unde se adună și acolo unde, de fapt, iese prezența Domnului, unde ei pot să aibă această legătură cu cerul, pot să formeze acest caracter după voia lui Dumnezeu. Părinții, copiii și toți la oaltă. Deci suntem cei care formăm adunarea întâiului născut, dar în același timp suntem cei care, de fapt, umplem cortul acesta. Amin? Suntem cei care cântăm, suntem cei care ne bucurăm și suntem cei care, de fapt, semănăm cuvântul Domnului. Ca oamenii să audă cuvântul, că este foarte important. De ce au făcut Dumnezeu toate lucrurile acestea? Au îngăduit să fie și sinagogă, și templu, și locuri de închinare. Pentru că este foarte important ca toate familiile Pământului cum să fie binecuvântat în sămânța aceasta și să asculte și să audă cuvântul lui Dumnezeu și să vină la mântuire. Că altfel, dacă oamenii nu s-ar mântui, dacă oamenii n-ar mai fi nevoie să fie salvați, ce nu ar avea strângerea doar pentru noi? Dragostea lui Dumnezeu spune că este pentru foloasele cui? Dragostea lui Dumnezeu trebuie să simtă și cu celălalt. Că și celălalt are nevoie de mântuire și are nevoie de viață veșnică. De aceea, cuvântul din această dimineață ne arată că tot poporul trebuie să ne implicăm. Să ne implicăm în cerere, în mijlocire, în rugăciuni, în propovăduire. Să ne implicăm chiar și aici a face un efort pentru a avea un loc de unde chemăm numele Domnului. Vă spun că este minunat să aveți un loc. Am trecut prin momente și voi ați trecut, cred, când n-am avut un loc de închinare. Când am avut un loc unde să facem o rugăciune și am zis, Doamne, ce bine ar fi și ce măreț ar fi și ce am cântat noi și ce ne-am rugat noi să avem un loc de închinare. Ei, încă noi n-am simțit lipsa
de părtășie, așa cum o simțeau odinioară cei care erau prigoniți. Cei care erau prigoniți din pricina cuvântului, încă noi n-am simțit și n-am atins acele lucruri. Să vedem ce înseamnă părtășia, să vedem ce înseamnă prezența în casa lui Dumnezeu. Aș vrea ca în această dimineață să aduc aceste gânduri de încurajare. De fapt, rugăciunea pe care Solomon a făcut era o cerere la adresa lui Dumnezeu și, din câte știți, a fost de acord Dumnezeu cu rugăciunea lui Solomon. Dumnezeu a fost total de acord. Zice că dacă poporul va păcătui, dacă nu va mai fi ploaie, dacă cineva va greși și totuși va veni în casa aceasta ca să-și ceară de iertare, spune că eu din ceruri îl voi asculta. Este un mare lucru ăsta, fraților. Este un mare lucru ca la o cauză să ne adunăm cu toți împreună, să medităm și să mijlocim cu toți împreună. Și este minunat să vedem că Domnul lucrează. Aleluia! Pentru că Domnul poate să lucreze. Știți ce spune Zaharia? Zaharia, capitolul 4 cu 6, spune, zice, lucrarea aceasta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci cum? Amin. Zice că se face prin Duhul meu, zice Domnul. Mărire Domnului. Deci nimic nu fac puterile noastre, forțele noastre. Spune cuvântul Domnului că tot ceea ce Dumnezeu are cu privire la noi, ceea ce facem noi, slujirea noastră, cântarea, implicarea, propovăduirea, tot ceea ce facem, zice că toate lucrurile acestea se fac prin Duhul lui Dumnezeu. Amin. Nici prin tărie. Și nimeni să nu se laude, că e tare sau că e puternic sau că știe sau că are înțelepciune. Nu! Toate lucrurile acestea, zice, se fac prin Duhul meu, așa spune cuvântul. Zice Domnul oștirilor, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar ce facem când ne lasă Duhul? Când ne ocolește Duhul? Ce se întâmplă cu noi, iubiții mei? Vreau să vă dau ascultare, cum spunea fratele Cornel, că accelerez și un pic ca lucrurile să le pot spune așa, încât Domnul vă da în această dimineață. În Hagai, prorocul Hagai era după întoarcere din Babilon și cuvântul Domnului spune în felul acesta, în capitolul 1. Auzi, în anul al doilea împăratului Dariu, în ziua întâi a lumea șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotzadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Vreau foarte mult să fiți atenți. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Cine erau ăștia? Erau oameni ca și noi. Izraeliți ca și noi. Oameni care s-au întors din robie, s-au întors înapoi în țara binecuvântată. Și adunați așa la oaltă, cum suntem noi astăzi, Dumnezeu descoperă prin acest proroc Hagai, descoperă o realitate pură. Pentru că Dumnezeu este viu, binecuvântat să fie numele Lui. Și El ne vede pe fiecare și zice așa. Așa vorbește Domnul. Poporul ăsta zice că n-a venit vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Și acum Dumnezeu răspunde. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată și este un semn mare de întrebare. Nu credeți că ne încadrăm câteodată acolo în realitatea aceasta? Zice Dumnezeu să ne vorbă cu noi. Și zice, n-a venit încă vorba să mergi să propovăduiești, vorbesc despre casa spirituală acum, să propovăduiești în locul ăla, că probabil că nu ești pregătit sau probabil că nu vor primi cuvântul. Nu, mai amânăm. Hai să mă gândesc eu personal la mine. Aici, din versetul spune, zice, nu vreți să construiți casa Domnului acolo unde era chemat, unde era chivotul, unde cu adevărat era prezența lui Dumnezeu. Și dintr-o dată zice, voi vă gândiți la palatele voastre, vă gândiți la casele voastre și aveți timp, aveți bani, vă implicați și investiți așa de mult ca să vă faceți casele astea frumoase. Și casa Domnului întreb, pe bună dreptate să judecă Dumnezeu cu ei aici? Pe bună dreptate să judecă Dumnezeu cu noi câteodată? Că așa este, fraților. Ne gândim la propriile noastre familii, case.
Mie îmi place implicarea aceasta și îmi place când aud lucruri că se construiește adunare, se face, se face strângeri, se face ceva pentru Dumnezeu. Și îmi place să aud vești de genul ăsta. Și facă bunul Dumnezeu ca să ne stârnească și pe noi la o gelozie, să fim totdeauna pregătiți să colaborăm. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Zice, voi dați mai multă importanță lucrurilor voastre și familiilor voastre și caselor voastre și, uite-mă, poporul nu are un loc unde să-și aducă o jertfă. Sunt oameni din popor care au dorința ca să vină la adunare. Sunt oameni, poate că din afară, care ar avea dorința să asculte cuvântul și nu au un loc unde să asculte cuvântul, deși acum cuvântul e propovăduit la maxim peste tot. Dar vorbim ce ne vorbește Scriptura. Și voi, zice cuvântul Domnului, pentru casa Domnului nu aveți timp și pentru voi înșine aveți timp. Ceea ce am vrut să vă spun în această dimineață este că Dumnezeu ne descoperă o pură realitate și nu este aici ca să ne pedepsească sau să ne judece. Și Dumnezeu vrea să ne vorbească ca să ne întărească, să ne îmbărbăteze și să ne califice pentru aceste lucrări, ca să fim oameni desăvârșit, amin? Ca să putem să fim obiectivi și să putem să privim la cei care au greșit înaintea noastră și noi să nu fim așa. Așa vorbește acum Domnul Oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Deci, dacă dincolo Solomon spune așa, Doamne, dacă cineva va păcătui și va veni în casa aceasta, Tu din ceruri iartă-i. Amin? Dacă se întâmplă să nu păcătuim, se întâmplă să nu greșim. Greșim cu toții. Și dacă cineva va veni în casa aceasta, ce se întâmplă? Să nu-l ierte Domnul? Spune că Domnul Iisus, care este mijlocitorul, Mesia, și dacă cineva greșește, aveți la Tatăl un mijlocitor, El Mesia, și va mijloci pentru noi. Iartă-i, Tată, amin. Dacă cineva va veni în casa aceasta, un păcătos, care are nevoie de mântuire, care are nevoie de salvare, de viață, Dumnezeu să asculte cererea și rugăciunea. Iartă, Tată. Dumnezeu să ierte și pe copii, să ne ierte și pe noi cei mari. Când poporul acesta va înălța o rugăciune, pentru că lipsește ploaia. Deși azi seara era abundent, am zis că așa de multă ploaie o să dăm aici la voi, o să găsim, că parcă am zis, dar în cază, lasă mai încet să nu dăm de grindină sau ceva să treacă. Deci, până la urmă, poate că vinea direct în fața noastră, am zis eu. Dar am zis, lasă mai încet, că da, de va trece vântul. Și noi, și astăzi m-am gândit la o cântare, m-am gândit, fac o paranteză. Ce frumoasă e părtășia când e cerul fără nori. E frumoasă părtășia astăzi, nu? Câți dintre voi vedeți cer de aici? Sunt nori? Nu. Nu sunt. Știți ce reprezintă nori așa, nu? Mi s-a întâmplat în casele voastre, așa câteodată, dar se întâmplă, că și la mine se întâmplă. Dacă se întâmplă la mine, așa să fie câte o seară din aia sau câte un moment din ăla unde mai sunt nori acolo prin cameră, nu? Prin casă, prin salon, prin bucătărie, când vezi. Eu zic câteodată la soție, zic, bă, zic, eu prea o liniște, zic. Norii sunt afară cu ei, să lăsăm soarele să intre, razele luminii să pătrundă în inimile noastre. Norii, supărări, întristări, neînțelegeri, certuri. Astea nu sunt bune și astea ne aduc bucuria. Ce frumoasă e părtășia între frați și între surori când vedem cerul fără nori. Lumina lui Dumnezeu. Pacea, liniștea, pocăința, dreptatea. Toate lucrurile astea sunt lumină și astea ne aduc pace. Când vin ele, noi trebuie să avem capacitatea ca să le îndepărtăm. Și că noi putem să facem, avem alegerea. Putem să alegem și bine și putem să alegem și rău. Și facă bunul Dumnezeu în casele noastre și mai mult în adunarea aceasta, iubiții mei. În locul acesta să fie cu adevărat această părtășie întotdeauna fără nori. Și când vor veni ele, aveți geamuri afară. Scoateți nori afară și lăsați ca razele lui Dumnezeu să pătrundă peste adunarea aceasta din Val Fenera și Domnul să o binecuvintează. Amin. Apoi cuvântul Domnului, mă duc spre încheiere, zice, voi semănați mult. Eu, încă un principiu sau încă o învățătură pe care eu aș dori să o credeți. Aș dori, dar asta nu înseamnă că trebuie să o faci ca să ai. Auzi și vă citesc aici.
Zice, voi semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și nu vă săturați, beți și nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și cine câștigă o sâmbrie o pune într-o pungă spartă. Acum, nu că cineva trebuie să facă oarecum, face binefacere, cum zice acolo la Luca, îți pui pe apă că ea se va întoarce la tine. Faci binefacere că dau 1000, că eu vreau să am 10.000 înapoi. Nu, fă o binefacere pentru că Dumnezeu așa te învață și că dacă tu nu-i primei acum, amin, investește de la tine, amin. Dă de la tine fără să aștepți că Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Dar aici, cuvântul Domnului aduce un fel de mustrare pentru popor. Faptul că ați neglijat, încă o dată zic, ați neglijat casa lui Dumnezeu. Faptul că ați neglijat închinarea, ați neglijat studierea, citirea și propovăduirea, zice, voi semănați mult și strângeți puțin. Știi ce înseamnă aia? Înseamnă că când eram tânăr, puneam cartofi câteodată cu mama și când mergeam să scoatem, nu scoatem nici ceea ce am pus. Dezamăgire. Adică semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și nu vă săturați. Și mai mult ca atât, zice, ceea ce adunați, puneți în ce? Într-un sac spart. Adică se pierde. Și nu beneficiem. Ce vrea Dumnezeu să ne spună? Vrea Dumnezeu să ne învețe că să rămânem totuși în casa Lui și în raza de acțiune a Lui Dumnezeu. Și atunci va fi binecuvântată și holda ta, și mâna ta, și munca ta, și serviciul tău, și copiii tăi, și casa ta, și puținul pe care tu îl ai va fi binecuvântat. Credeți lucrul ăsta? Trebuie să credem că și puținul pe care îl avem va fi binecuvântat și te vei bucura tu și casa ta binecuvântat să fie în numele Domnului. Pentru că sunt binecuvântări care vin de sus. Așa vorbește Domnul oștirii. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă la muntele acesta, aduceți lemne, zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și vă voi proslăvi. Ce face Dumnezeu cu poporul? Implică poporul ca să le aducă din nou la cărările vechi. Implică poporul ca să aducă din nou la construirea casei lui Dumnezeu și zice așa. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. I-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Nu-i rău să alergăm pentru noi. Nu-i rău să facem pentru copiii noștri. Nu-i rău să facem pentru noi înșine. Pentru că și eu sunt primul poate care fac. Dar este cel mai bine când îți aduci aminte și de lucrarea lui Dumnezeu. Este întotdeauna lucru foarte minunat. Când nu dai uitării casa lui Dumnezeu, slujirea, frații, implicarea, propovăduirea. Și ai de ce să nu zic. Nimic nu s-a face fără bani. Nici templul de la Ierusalim nu s-a făcut bani. Și spune, la un moment dat spune Dumnezeu, prin Moise, zice că atâtea daruri s-au adus, că ce le-a spus? Opriți-vă! Nu mai aduceți că erau așa multe. Pentru că oamenii erau darnici. Și eu cred că și noi suntem darnici în privința aceasta. Cred. Și înțeleg posibilitățile. Și înțeleg că nu e ușor într-o țară străină, unde am venit fiecare cu gentuța noastră. Fără nimic am venit fiecare. Și suntem totuși oameni binecuvântați că ne-au primit țara aceasta, amin? Ne-au primit și ne-au dăruit și întâietate, dacă vreți. Că suntem binecuvântați la locurile de muncă. Ne-au dat Domnul locuri de muncă unde suntem pion principal, dacă vreți. Fiecare în meseria lui. Sunt toate de același nivel. Noi este o binecuvântare. Zice, tu îi fi cap și nu îi fi coadă. Noi nu vrem să fim acum imprenditori de niște miliardari și tot fel. Nu, ne mulțumim cu ceea ce ne-a dăruit Domnul. Să înțelegem că este o binecuvântare. Să ai un serviciu la spital, să ai un serviciu în fabrică, să ai servicii în construcții, să fii totuși un om care ți se dă cheile la casă, du-te și fă lucrare. Mă, fraților, nu vă dați seama ce minunat, ce bună trecere ne dă Domnul. Noi am făcut lucrul ăsta, nu. Dumnezeu s-a greșit de noi. Și ne-o binecuvântat pe fiecare. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă și pe noi ca să ne implicăm în lucrările acestea în care am fost chemați. Aici în Val Venera doresc ca bunul Dumnezeu să ne aducă aceste judecăți. Pentru că înțeleg lucrurile prin care trecem. Dar Dumnezeu să binecuvinteze cortul acesta. Să vă binecuvinteze pe voi cu un duh de înțelepciune și de pricepere. Și cred că Domnul va lucra în direcția aceasta.
Vreau să închei cu cuvintele, cu cuvintele pe care Domnul le spune lui Zorobabel. Zice așa: acum fii tare, Zorobabel, fii tare tu, Iosua, fiul lui Iotzadac, marele preot, fii tare și tu tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul. Deci, și la presbiter, și la pastor, și la diacon, și la cântăreț, și la toți cei care slujim, mai mult sau mai puțin, ce le spune Domnul? Să fim tari cu toți, amin? Fiți tari toți locuitorii țării. De ce? Pentru că spune cuvântul Domnului: eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Amin? Duhul meu, spune, aceasta este o făgăduință. În Zaharia spune, zice, că toată lucrarea aceasta nu se face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Și aici din nou spune, zice: eu am fost cu voi și Duhul meu este în mijlocul vostru și nu vă temeți de nimic, că eu voi fi cu voi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul să binecuvinteze casa aceasta, să lase slujiri, să lase evenimente frumoase și cu toții să dăm slavă, cinste Domnului pentru chemarea și pentru mântuirea și viața care ne-a pus înainte. Și Domnul să facă, să aducă suflete în casa aceasta la mântuire. Și Duhul lui Dumnezeu să lucreze în locul acesta, de acum și până în veci. Amin. Frate Luis, ai cuvânt.